Activitatea transportatorilor auto de pasageri de pe rutele internaționale a ajuns în vizorul Serviciului Fiscal de Stat pe parcursul anilor 2019-2020. Serviciul Fiscal de Stat a întreprins diverse acțiuni de acumulare a probelor cu privire la venitul nedeclarat de către persoanele fizice ce practică ilicit activitatea de transportator internațional de pasager. În rezultat, pentru 5 persoane fizice au fost definitivate verificările cu calcularea suplimentară la buget a obligațiunilor fiscale în sumă de 375.000 de lei. Serviciul Serviciul Fiscal de Stat asigură în permanență monitorizarea segmentelor economiei Republicii Moldova cu un alt risc de neconformare fiscală. Acțiunile autorității fiscale au drept scop informarea contribuabililor despre prevederile legislației în vigoare ce vor contribui prin urmare la prevenirea cazurilor de neonorare a obligațiunilor fiscale. În cazul în care contribuabilul refuză conformarea voluntară în temeiul prevederilor legislației în vigoare, sunt aplicate măsurile de conformare forțată. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor agenților economici și persoanelor fizice care Da sfasciare l'attività economica, se conformeze conforme legale.